Iisus, în a cărui nume ne-am adunat, în a cărui nume am primit iertare, în a cărui nume am primit vindecare, în a cărui nume am primit și viața veșnică, slăvit să fie în Dumnezeu, Duhul Sfânt să fie slăvit, care a adunat dragoste în inimile noastre, să căutăm fața lui Dumnezeu, să căutăm să venim la casa lui Dumnezeu, pentru că să-i mulțumim, dragii mei, pentru tot ceea ce face pentru noi Dumnezeu. Datorită jertfei lui din Golgota, suntem astăzi aici, în locul acesta. Și suntem recunoscători cu toții, dragii mei, căci Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și faptul că inima noastră mai bate, înseamnă că suntem niște oameni binecuvântați de Dumnezeu, slăviți să fie între lui. Am găsit copilul aici, în Sfânta Scriptură, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: unul din cei ce ședeau la masă cu el a luat cuvântul și a spus: ferice de cei ce vor prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Apoi Iisus a luat cuvântul și a spus o pildă. Un om a dat un mare ospăț și a trimis pe robii săi să-i invite și să cheme la ospăț. Și un robul s-a dus și i-a chemat. Dar parcă spune Scriptura, toți erau vorbiți la oaltă. Unul a spus: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l încerc. Rogu-te să mă ierți. Un altul a spus: am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să mă duc să-i văd. Un altul a spus: acum de curând m-am însurat și nu pot să mă duc. Iartă-mă. Și robul a venit înapoi la stăpân și a spus: am fost, dar niciunul n-a vrut să-l auzi. Du-te acum înapoi. Și cheamă ciungi, cheamă orbi, cheamă săraci, cheamă-i pe toți. O mers și-o venit înapoi și-o spus: am făcut întocmai cum mi-ai poruncit și tot mai este loc. Auzi, du-te înapoi, du-te la răspântile drumului, du-te în piață și silește-i să vină. Săraci, orbi, șchiopi, cum or fi, silește-i să vină. Și odaia spune Cuvântul lui Dumnezeu că s-a umplut. Dragii mei, Iisus Hristos a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut și noi invitație. Aleluia! Să participăm la nunta sa, să participăm la prânzul pe care îl va da el, dragii mei. De aceea cei ce ședeau la masă, foarte important, cei, unul din cei ce ședea la masă cu el a spus: ferice de cei ce vor prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Pentru a prânzi în împărăția lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să stăm la masă cu el. Și stând la masă cu el, ce s-a întâmplat la masă? Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o celor zicând: luați și mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat și a zis: vezi tot din el, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou. Deci, dragii mei, să fim foarte atenți, toți acei care vom cina cu Domnul Iisus Hristos, vom și prânzi cu el într-o bună zi, slăbit să fie numele lui Dumnezeu. Deci nu-i simplu, nu mai am făcut legământ cu Dumnezeu. Ne-am botezat în apă și așteptăm să prânzim cu el, să stăm la masă cu Avram, cu Isaac și Iacob. Nu, dragii mei, trebuie să ne facem datoria aici pe pământ, ceea ce ne cere Dumnezeu. Și el a spus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Și poruncile pe care le-a dat Dumnezeu nu sunt grele, dragii mei. Sarcina pe care ne-a dat-o el este ușoară, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Noi numai să ascultăm de Dumnezeu. Noi numai să ascultăm ceea ce ne spune Dumnezeu, dragii mei. Și vom fi cu siguranță mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu